Bun găsit, oameni buni, la o ediție specială, Ultima Oră cu Ion Cristoiu. Bună seara, domnule Cristoiu, bine ați venit în studiourile noastre. Bună seara. S-a prelungit starea de urgență și aș vrea să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, cum a fost discursul președintelui astăzi și ce înseamnă? Formularea prelungirea starei de urgență este impropria, avem de-a face cu o adâncire a starei de urgență, așa este titlul, trebuie pus. Și pe burtieră. Am citit acum, am comparat cele două decrete și introducerile la decrete, pentru că ele sunt foarte importante. Introducerile la decrete definesc contextul și contextul care face ca să se ia această decizie privind starea de urgență. Este o prăpastie între cele două introduceri, de exemplu, o să vă arăt. Deci avem de-a face cu un decret care adaugă la decretul anterior încă vreo 40 de articole. Deci noi nu avem de-a face cu un decretul anterior, cel din 16 martie, da? Testare de urgență, prevedea o serie de măsuri pentru timp de o lună, în vederea combaterii pandemiei de coronavirus. Avem de-a face acum cu un decret care are aceleași prevederi, dar la articole, dar la care mai adaugă 40, toate pentru adâncirea, pentru mărirea numărului de măsuri excepționale de limitare a drepturilor omului. Deci, de data aceasta avem de-a face, repet, cu o adâncire a stării de urgență, justificată prăpăstios în prima parte, nu mă refer la cuvântare, eu citesc, de fapt, mesajul a fost un fel de prezentare pe scurt după lectura, după prompter a acestui decret. Deci dacă comparăm introducerile justifică starea de urgență, vom vedea că introducerea la ceea ce dumneavoastră numiți prelungirea, dar eu spun adâncirea starei de urgență, este de fapt infinit mai dramatică, mai prăpăstioasă și mai telenovelistă. În plus, și vă atrag, e foarte important ca o știre, introducerea, și o să vedeți consecințe, introducerea la starea de urgență are o noutate care spune cam în genul acesta, e foarte important, așa, având în vedere că dincolo de eforturile pentru asigurarea intervenției medico-sanitare sunt necesare, asta este un paragraf nou în raport cu anterior. Sunt necesare și măsuri care să permită asigurarea și menținerea capacității de intervenție a forțelor de ordine, atât pentru aplicarea și urmărirea respectării măsurilor restrictive instituite, deci aceste controle, atenție, cât și pentru prevenirea unor amenințări la adresa ordinii publice de natură a afecta siguranța națională sau democrația constituțională. Ați înțeles? Apare un nou pericol pe care nimeni nu l-a sesizat până acum când a citit. Nu, și eu acum, eu am auzit discursul, m-am uitat, dar uite că mi-a scăpat asta, e incredibil. Nu discurs, domnul. Nu discursul. Discursul a fost... Decretul. Discursul, care era tot așa prăpăstios, a prezentat acest decret, dar nu a subliniat ce spune acum. Deci, avem o noutate. În prefață, și la fostul decret, și la actualul decret, se arată pericolele care justifică starea de urgență. Ei, unul din pericole nou față de el anterior, este aceasta amenințări la adresa ordinii publice de natură a afecta siguranța națională sau democrația constituțională. Știți ce justifică acest pericol? Iar o noutate absolută. Și anume, pentru prima dată în istoria post-decembristă, pentru prima dată, o să vedeți, armata devine poliție. Păcat că... Stați o secundă, așa... domnul Cristoiu, haideți să punem pe ecran asta cu amenințarea, că e foarte importantă. Puneți-o și caut, o să vă citesc, apoi puteți să o puneți pe ecran. Da, vă rog. E foarte interesant că armata primește niște drepturi pe care nu le-a avut până acum. Da. Atenție! Uh-huh. Deci,
se introduce articolul 7, care nu, adică v-am spus, este decretul anterior la care se introduc niște articole. Ascultați cum sună. Personalul militar din Ministerul Apărării Naționale, care participă la misiunile de sprijin în domeniul ordine publice, e răcanii care ședeau da. Până acum, da? Dar ați văzut că ei nu interveneau, ședeau. Ori pentru asigurarea pazei și protecției unor zone este abilitat, două puncte, să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor, precum și să verifice motivul de plasare, circulație deci în afara locuinței. Deci nu numai poliția, miliția. Da. Armata, deci militarul, e foarte important, militarul, până acum eu l-ați văzut. Se făcea o patrulă din aia și milițianul venea și ăla, polițistul ședea ăla, răcanul ăla, sau ce-o fi acolo. Militarul da. Ăla ședea, se uita la noi. Are dreptul de să legitimeze, deci vor face patrule militare. Că nu cred că în momentul în care e o patrulă mixtă, polițistul stă să uite la noi. Bun, atenție. Să interzică temporar pătrunderea așa, dar foarte interesant, să dea semnale, indicații și dispoziții participanților la trafic. Armata a devenit, a devenit poliție rutieră, ați observat? Deci ceva e în neregulă. Domnul Cristoiu, stați o secundă. Adică s-a întâmplat ceva între timp în România și noi n-am aflat? Apropo de adâncirea stării de urgență și de articolele astea care sunt absolut abracadabrante, adică n-au nicio legătură cu realitatea. Domnul, tu că ne îndreptăm spre decembrie la Timișoara, armata prin aceasta are dreptul să intervină ca forță de ordine, încă o dată, până acum cu taburile, acum are dreptul să îndrume traficul, ori să vedeți ăla, vine poliția sau cine, poliția militară, nu știu, medicală. În practică, tot da, prin... e foarte important ce spuneți, dar vă rog din suflet să mai citiți încă o dată primul pasaj. Ăla mi se pare de o gravitate excepțională. Cu amenințarea sau ăsta? Amenințarea, sau ăsta, da. Da, cu amenințarea. Da, cu amenințarea. Nu, deci, printre... apare un nou pericol, asta e foarte important, da? Da. Și pericolul acesta, ah, imediat așa, pericolul este, având în vedere, deci încă o dată, este cât și pentru prevenirea unor amenințări la adresa ordinii publice de natură a afecta siguranța națională. Cum adică siguranța națională? Cum adică? Da. Stați, ce pericole pot să afecteze siguranța națională, vă întreb noastră. Nu, dar ce s-a întâmplat în ultimele zile? Păi nu știu. Atenție, sau democrația constituțională, domnul? Cum adică? Adică și vor fi... Nu știu, mișcări fasciste, i-a sunat el pe Helvig, că el e... Nu înțelegeți că este o afirmație foarte gravă, cum spuneați, domnule, ce s-a petrecut? Domnule, ca să a crescut fie... numărul de infectați în România, a forțat cineva ieșirea pe străzi, în afară de aia cu sparanghelul care s-au strâns cu mii de la Cluj și ei au făcut asta, n-am văzut nici cel mai mic gest împotriva ordinii de stat, a ordinelor militare care s-au dat până acum. Domnul Marestuc, atenție, nu e vorba de infracțiune. E vorba de amenințări la adresa ordinii publice, adică demonstrații violente care afectează siguranța națională sau democrația. Tot, nu ne-a explicat în mesaj cum adică care e pericolul. Dar știți ce am vorbit cu dumneavoastră după emisiunea trecută? V-am zis că, domnule, îmi pare rău, am uitat să vă întreb în ce măsură românii, dacă vor mai fi ținuți mulți în casă, vor ieși să demonstreze. Cred că asta este. Cred că asta, pentru că... Și în momentul ăsta s-au gândit la chestia asta, pentru că e normal, nu? Adică au și ei acolo, văd starea de spirit a populației, formularea celebră, și atunci ca să înăbușim noi din fașă chestia asta, că cineva ar putea să iasă să demonstreze, spunem că atentat la adresa democrației și idei de constituțional. Siguranței și democrației. Siguranței și democrației și mai mult decât atât, scosul în stradă al armatei care poate să te controleze, să te verifice, da, să dirigeze circulația, asta înseamnă, nu? Da, corect, corect. Adică de fapt avem, uite, pot să vă dau să modificăm burtiera, avem o fapt un decret în care se instituie starea de asediu sub forma stării de urgență. Asta este stare de asediu.
Da. Numai la stare de asediu, armata coboară în stradă. Păi, domnul Cristoiu, aveți perfectă dreptate, dar eu vă întreb, pun și eu o întrebare ca dumneavoastră. Domnule, ce s-a întâmplat, spuneți-mi și mie, în ultimele trei zile, în ultima săptămână, într-o lună? Numărul de infectări nu a crescut? Sunt luat cu asalt spitalele? N-a ieșit lumea pe străzi? Da, a respectat toate regulile? Mă întreb, da, pun o întrebare, de ce? Domnul Marestu, că este formularea, aprecierea este mult mai gravă decât pare. Sigur că așa e, că nu s-a întâmplat. Eu vă spun un lucru. În momentul în care un decret privind starea de urgență, deci care este emană de la șeful statului, anunță un pericol, înseamnă un pericol. Nu știu, pericolul de incendiu, să spunem așa, înseamnă că există, da? Da. În momentul în care șeful statului român, țară membra NATO, domnul, țară membra Uniunii Europene, țară cu parlament, țară cu ăsta, spune că există prevenirea unor amenințări la adresa, nu, care afectează ordinea publică, deci demonstrații violente care să afecteze democrația constituțională. Domnule, ce înseamnă asta? Că vor veni oamenii și vor dizolva Parlamentul? Asta este o frază vârâtă de Helvig. Ascultați-mă. Ei se ocupă. Adică să vină domnul de la SRI, că nu, să nu-i lăsăm, că eu știu că ei fug de coronavirus. Și da, să ne explice această formulare. El, președintele, trebuie să-i explice. Este foarte grav, domnul. Foarte grav din punct de vedere al imaginii României. Adică în România e pericol, e ordinea constituțională, democrația constituțională, adică cine pune, cum spunem asta, la îndoială, adică ce manifestări, hai să facem, ne presupune la ce manifestări se referă, ce s-ar putea întâmpla, deși a coborât și armata, ca la stare de asediu. Vă întreb pe noastră. Păi asta mi se pare incredibil, în afară de a ne gândi la faptul că oamenii poate să iasă în stradă să protesteze împotriva cui, idei de carantină la nesfârșit. Nu, dar ce legătură are cu ordinea constituțională? Că nu cred că se duc să dea jos ordinea constituțională, ca să spun așa. Adică mi se pare o aberație cât aia de la securitate de mare. Păi nu știți care e culmea? Că democrația constituțională poate fi pusă la îndoială de o lovitură de stat militară. Deci singura instituție care poate să pună la îndoială democrația, adică democrația, structura statului de drept, este armata. Nu înțeleg cine i-au trimis, hai să facem presupună, că știm, i-au trimis aia de la servicii, note din ele alarmante, că ei probabil că n-au treabă acum. Păi nu-i foarte important, domnul Tău? Da, vă întreb și eu. Domnul Cristoiu, adică, dar apropo de, noi avem și politicieni aici în România, avem partide politice. Adică dacă ne uităm la acest comunicat, la acest, că urmează și ordinele militare, dacă ne uităm la acest decret, pare că în România nu mai există niciun partid politic, nu mai există politicieni, da, nu mai există nimic, există armata, miliția și Iohannis. Atenție, domnul Tucă, pentru că se legitimează, se legalizează coborârea armatei în stradă ca în stare de asediu. Armata nu poate să îndrume circulația. Domnul Marius, face mișto de mine? N-am poliție rutieră. Ce să îndrume? Vor veni poliția militară și va fi la stop? Cum adică? Deci, la ora până acum, ați văzut, erau pe acolo și de-a. Deci, dar cel care controla era polițistul. Da. Acum, drept legal de a controla are militarul. De ce? Pentru că până acum, probabil că... Nu e suficientă miliția? Păi bineînțeles că era, dar până acum, cred că erau frustrați. Dom'le, noi ce stăm degeaba de ca florile mărului în stradă, trebuie să controlăm și noi, nu? Da, stați un pic, eu sunt de data asta, sunt mult mai serios decât pare. Păi nu sunt și eu serios, dar probabil că era dintr-o frustrare, adică militarii, noi stăm doar de să ne vadă lumea, nu trebuie să controlăm și noi, să dăm amenzi, eventual, nu să oprim. Domnul Marescu, că încă o dată, mai țineți minte că data trecută, când s-a dat ordonanța aia că ei apar pe străzi, am atras atenția asupra Timișoarei. Încă o dată, la Timișoara, armata, prin grație lui Nicolae Ceaușescu, iresponsabilității lui, a coborât în stradă și a devenit forță de ordine, exact aici, da? Și acolo se amenința siguranța națională, da?
La Timișoara așa zice Ceaușescu, bă, să vină armata că e amenințată, sigur, agenturile, da? În momentul în care cobori de data aceasta, îl pui pe militar să te legitimeze, dacă îl bat țiganii, iertați-mă, romii, păi vor să n-ai voie să cobori armata, scuze, te transferăm o armată, nu avem poliție, întrebați-l pe Vela, că zice, noi s-a terminat poliția, au murit polițiștii. Domnule, și asta cu ordinea constituțională și democrație, da. Adică e, da. Siguranța națională, deci amenințări la adresa ordinii publice. Asta înseamnă mișcări de stradă, și da? Siguranța națională, da. De natură a afecta siguranța națională, deci asta înseamnă că se va da foc la guvern, nu-i așa? Se dă foc la, păi nu știu. La coronavirus, la ce să se dea foc? Da. Nu, degeaba, sau democrația, sau democrația, adică va veni și ce va face? Va omorâ Parlamentul, nu înțeleg. Adică va ocupa Parlamentul, bun, nu pot să înțeleg. Bun, domnul Cristoiu, și în condițiile astea credeți că partidele din Parlament trebuie să dea un vot, da? Da, el s-a întins o capcană. Ele vor, probabil că unele mai mici nu vor vota, dar PSD-ul va vota. Păi de ce? PSD-ul va vota pentru că v-am atras încă o dată atenție. Știți care este ciudățenia acestui decret? Că în 16 martie, nu, este mult mai apocaliptic, dat iertat în fie expresia analfabetă, mult mai apocaliptic decât primul decret. Deci acum o lună, când ni s-a spus să stăm în casă și când ați văzut și noastră, era în Italia, nebunie cu tare, cu tare, l-am citit, acum e calm. Ăla de acum, ăsta de acum e apocaliptic. Nu înțeleg de ce e apocaliptic. Pe asta mă întrebam și eu. Ăsta... S-a întâmplat ceva între timp? Din potrivă, nu? Lucrurile sunt totuși sub control. Nu mai există spaima care exista înainte că se întâmplă ca în Italia, ca în Spania. Ne uităm în jur. Toate țările din jur, marile țări occidentale, se gândesc încet, încet să redeschidă economia, să redeschidă... În Italia știți bine, să deschid librăriile. Vreți să vă spun ce se întâmplă în Austria? La fel, să redeschid mii de magazine. Deci nu se... Doar în Viena, 4.500 de magazine au voie să-și vândă din nou bunurile. Deci în timp ce toată Europa se deschide, da? Încetul cu încetul se deschide. În timp ce în România nu s-a întâmplat nimic grav, nimic apocaliptic, vorba dumneavoastră, între timp, starea de urgență asta este... Devine stare de asediu. Stare de asediu, devine... exact. Bun, vreți să dau o explicație? Vă rog. Cred că una din explicații este faptul că există, cum spunea Adrian Năstase într-un interviu acordat mie, un interes major al PNL-ului să amâne pentru la anul toate alegerile. Aha. Păi eu, adică e un răspuns. Păi nu, nu. Păi nu, nu, tot e nefiresc, domnul Marestu, că deci, în 27 februarie, 26, da, când toată planeta se ocupa, era îngrijorată de coronavirus, Klaus Iohannis se ocupa de anticipate. Mă țineți? Corect, corect, da. Acum, când deja peste tot în lume agenda publică e schimbată, în sensul că fără a renunța la tema coronavirus, tot vorbesc de reluarea vieții, pentru că și-au dat seama, nu numai economice, și oamenii nu mai pot sta în case, da? Da. Se dau termen, ați văzut, Macron și ăla, la noi este invers. Adică în timp ce pe toată planeta se spune, domnule, avem, se vede luminița, la noi se vede întunericul. Explicați-mi și mie, sunteți specialiști în suntem clauzul, exact pe, suntem exact pe dos, suntem mai anacronici decât în timp ce toată Europa se pregătea să se închidă, să intre în carantină, noi ne pregăteam de legeri anticipate. Iar acum, în timp ce toată Europa vede luminița de la capătul, redeschiderea, la noi se stinge lumina. Păi da, dar efectele vor fi catastrofale, domnul Marescu. Deci, dacă în această lună, cum zic eu, le zic cioclii apocaliptici, ăștia care apar pe televiziune și ne spun că va fi tot mai rău, au putut prezenta sicrie, morgă, mai țineți minte ce era în Spania, ce era în Italia, toată lumea zicea, aoleu, să nu vină și la noi. Este practic imposibil ca românul să mai creadă că vine apocalipsa când el vede că dincolo nu e.
Ori ei dau drumul la apocalips, în sensul că numărul de infectări o să facă 100.000 și de mor 10.000, ceea ce nu cred, și atunci românii vor fi convinși de realitatea noastră. Dacă ei păstrează acest ritm, că ei îl controlează, dar și în același timp românul se uită și vede. În Italia s-au deschis ăla, în Austria se face așa. Trump vrea și el să deschidă, Macron și ce? Oamenii ies în stradă. Asta este cel mai mare pericol. Nu o să creadă nimeni în vești, pentru că, ați înțeles, până acum îi spuneai românului să stea în casă, că zice, aoleu, să nu vină în Italia. Și în acest moment, când, repet, toată lumea, toți liderii politici încearcă să relanseze cât de cât, el vine, n-are nicio măsură de relansare. Toate măsurile sunt mult mai dure decât acum o lună în materie de restrângere a drepturilor individuale. Bă, mie mi se pare o inconștiență criminală, sincer vă spun, și vă spun nu. Și de ce. Da, vă rog. De ce? Vă rog. Hai să vă spun că spirul este în felul următor. Eu am văzut, n-apucase domnul să termine, domnul de la Cotroceni, și am văzut deja influencer, ca să nu le zic, lideri de opinie care au și sărit deja spunând că ar fi criminal să nu fie votat de starea de urgență. Deci, normal. Tot acest decret este un decret electoral de la un capăt la altul, o răfuială politică a lui Klaus Iohannis cu opoziția, în speță cu PSD. Adică, se creează atmosfera asta apocaliptică, nu-i așa? Și ca să dea doar PSD-ul nu va vota, și apoi să ați văzut că deja s-au pregătit postaci, ăia de prin păduri deja lucrează intens și toți încep să folosesc un termen folosit și de prietenul nostru Rareș Bogdan. Criminal, ați observat? Termenul. Este e un termen care l-am întâlnit și inclusiv după ce s-a terminat discursul lui. Criminal, ăla, Andrei Caramitru, cuvântul criminal, ăsta este cuvântul dat prin mesaj, sunteți de acord? Orice o fi, dar să spuneți criminal. Și atunci au zis, e nenorocire cu tare, cu tare, cu tare, PSD-ul, ca de obicei, ciuma roșie cu tare, nu a votat sau nu va vota, nu, păi, vreți să vă spun un lucru, pe el îl doare în cot dacă pică sau nu pică decretul. El știe realitatea. El vrea acum să creeze o atmosferă ce iresponsabil, ce criminal sunt aia de la PSD și, sigur, scoțând și armata. Asta cred că este explicația, că altfel eu nu cred. Sau, nu știu, s-a dus și la fermecat Helvig, că această chestie cu starea, cu amenințarea la adresa ordinii constituționale este o temă a SRI-ului, nu e o temă a armatei. Domnul Cristoiu, eu trimis suntem niște note. Dar sunt încremeniți în proiect. Nu există așa ceva. Deci Franța mii de morți, Italia mii de morți, încep să redeschidă țara. Și asta înseamnă și economia și probabil că după 1 mai, pentru că iau foarte multe zile libere la sfârșit de aprilie, început da. De mai, era o punte acolo și de-aia l-a fost teamă italienă că deschideau. Da? În timp ce aceste țări au trecut prin purgatoriu la propriu, cu zeci de mii, sute de mii de infectați, cu mii de morți, cu oameni la terapie intensiv, cu dramă, văd lumina și deschid aceste țări. La noi, unde nu s-a întâmplat nimic, ne trag heblu, ne sting lumina. Adică Macron, da, care din punctul meu de vedere e cumva depășit și a arătat că nu e liderul ăla puternic pe care îl văzusem noi la un moment dat, apropo de ultimele discursuri, da. Dar chiar și așa, domne, hai să mai stăm, că n-a trecut greu, dar începând cu 3 mai, 11 mai, cât zice el acolo, vom deschide, vom face și așa. L-ați auzit pe Klaus Iohannis după o lună de carantină și un decret care mai prelungește că încă o lună adâncește starea de urgență să vorbească în România că se va deschide ceva? Dați-mi un exemplu. Nu. Păi atunci. Păi nu, dar încă o dată. Nici măcar nu spune când se va termina, domnul Marusuc. Păi asta îți spun. Deci el ne spune așa, vine apocalipsa care va dura un secol. Dom'le, o să-l coste foarte tare, după chestia cu Sparanghelul, în loc să aibă o atitudine da. Deschisă, sinceră, pentru că oamenii ăștia care stau în casă sunt și ei oameni, nu sunt roboți, nu poți să-i ții la nesfârșit, nu poți să... Asta o să-l coste, pentru că omul poate să îndure mult dacă îi spui, trebuie până la 1 mai... să stai în casă. Trebuie până la 30 aprilie să ții respirația.
până la noaptea de înviere să nu ieși din casă, să nu mergi la biserică. Dar pe 1 mai vei avea voie să mergi la biserică, pe 2 mai vei avea voie să mergi la muncă, da, pe 3 mai vei avea voie să mergi la școală, pe 4 mai vei avea voie să furi portofele, pe 5 mai nu există așa ceva. Adică niciun pic de perspectivă în a se deschide România, ci exact cum citați decretul dumneavoastră, în a trage heblu, a stinge lumina aici, de parcă suntem pe vremea lui Ceaușescu singur pe lume. Și nu numai atâta. Decretul anterior crea un cadru pe baza care s-au dat niște ordonanțe militare de interzicere, știți, ale demonstrale acțiunilor în mormântărilor. Da. Aceste interdicții intră în decret, domnul Marustucă. Pentru prima dată, deci interzicerea participării la mormântări, interzicerea la astea de cult și, atenție, înseamnă că nicio ordonanță militară până la, pe termen de o lună, nu o poate modifica, nu dacă ați înțeles. Absolut. Adică, păi nu, de data aceasta trecută în decret că nu se poate merge la nicio acțiune la slujbă, da? În momentul în care s-a trecut în decret asta, nu mai poți să mai dai o ordonanță militară. Dacă nu treceai asta, putea să vină peste 2 săptămâni o ordonanță care să spună e voie la cutare. Aveți perfectă dreptate și ceea ce va fi și va consfiți ceea ce spuneți dumneavoastră, aceste lucruri se vor regăsi aplicate cu subiect și predicat și cu dispoziții legale în ordonanțele militare, în ordinele acelea militare. O să vedeți asta. Da, dar atenție! Dacă nu puneai lucrurile acestea, dacă nu le puneai în decret, deci prin decret se stabilește că o lună nu poți umbla la ele. Puteai să dai o ordonanță militară de relaxare a unor măsuri. Acum nu poți să o dai pentru că trebuie să vină un decret de încetare a stării de urgență. Și dacă nu vine decretul, s-a terminat. Da. Dați-mi voie să vă dau ultimele informații. PSD și UDMR votează, Ponta și Tăriceanu se opun. Domne, iar m-ați fraierit cu ciolacul ăsta. Am avut încredere în dumneavoastră, domnul Cristoiu. Și văd că domnul Ciolacu iar se întâmplă ca să... Dar el de ce motivează? Ia spuneți-mi și pe că nu știu motivarea. Cum o întoarce? Că a zis că a pus niște condiții acolo. Ce condiții a pus, domnule? Data trecută cum a votat, când l-au pus pe Câțu, care nu mai era Câțu și ei vreau alegeri anticipate. Haideți! Cu PSD-ul n-am înțeles. Ciuma roșie e să-i fie țărâna ușoară. Hai, serios, lăsați-mă în pace. Să nu mai aud. Nu că am auzit pe unii, lască PSD-ul să vezi că face, că nu știu. Ce să facă? Nu, gata. Cum a zis Adrian Năstase, tace cu distincție. Tace cu ordin precis de undeva dintr-o pădure, așa cum au învățat în ultima vreme să primească ordin pădure de la prietenul dumneavoastră Helvig. Să fim serioși. Da. Ce ne e teamă de ordonanțele militare, că nu înțeleg. Au primit ori din băieții de acolo, pentru că sunt toți în același club, la cum vreți. Da, corect, așa e. Au primit ori din pe unitate. Domnul Cristoiu, haideți să fim serioși. Băieții ăștia sunt exact în starea de care aveau nevoie. Este un decret, armata e în stradă cu miliția, da? Controlează oamenii. Da. Ei aparțin, da? Da, au primit ordin de acolo, iar acum ordinul este acoperit și de decret și de ordonanțele militare care urmează. Haideți să fim serioși. Da. Păi îi aresta pe toți în pădure dacă nu votau decretul. Îmi pare rău. Am înțeles. Da. Păi, deci să stăm liniștiți încă o lună? Da, pentru că toate acestea... Nu, pentru că, repet... Adâncirea măsurilor de restrictive, da, prin decret, consemnarea lor în decret face imposibilă îmblânzirea lor prin ordonanțe militare. Deci trebuie să așteptăm numai dacă el anunță că se încetează starea de urgență, ceea ce nu cred. România nu se mai face bine. Asta nu înseamnă că noi cei de aici, eu, dumneavoastră, Adrian Sârbu, sutele de oameni care lucrează aici, nu o să continue să le spune oamenilor că trebuie să mergem cât mai repede la muncă și că România trebuie repornită. Pentru că peste 2 luni nu o să vină nici Câțu, imediat vă dau cuvântul, nici Câțu,
Nici Iohannis, da. Nimeni să le spună că n-au de unde să le dea bani ca să poată să supraviețuiască. Vă rog. Într-o ordonanță de urgență, nu știu care, 8 sau 9, nu știu, că a scăpat spiritul nostru critic, este prevăzut următorul lucru. Cei care vin din străinătate în interes de siguranță națională, ați înțeles? Cine nu sunt stau ăștia? În carantină. Cine sunt ăștia? Păi, spionii, cine nu înțelege? Spionii? Adică, păi nu, ai noștri. A, spionii deci, noștri care se întorc din străinătate, de unde au cules atât de multe informații vitale despre fabricarea vaccinului, tratamentul antiviral, da. Nu? Despre schema de tratament din spitalele din Italia, Franța, Spania și Germania. Da. Suntem pa. Scuze pentru deci ei vor arăta legitimația și nu vor fi controlați. Da, ne controlează pe noi și poliția militară începând de mâine, și poliția rutieră și poliția călare. Vorbim când ne vom vedea din nou la ediția specială a Ultima Oră. De duminică. Și o să-i anunțăm pe oameni din timp, da, când o să ne vedem și la ce oră. Mulțumesc. Mi-ați promis un dialog, dacă vreți. Eu... Poftiți? La Cristoiu TV. N-am zis că discutăm asta. Da, am zis că de mâine discutăm și asta. Discutăm asta, da? Bun, gata. Mâine vă contactez și facem bine, acel dialog. Bine, numai bine. Bine regulat, numai bine, bine sănătate. Da, incredibil. Hai să termină astăzi edițiile noastre speciale. O să ne vedem din nou mâine, orele 17, cu Jean Valvis și ora 18, altă ediție specială. Vom discuta despre toate aceste măsuri, despre tot ceea ce înseamnă criza coronavirusului și vom continua să facem ceea ce am făcut încă din prima zi, și anume să luptăm pentru repornirea economiei, pentru repornirea României. Lucru care ni se pare cel mai important, sigur, bineînțeles, fără să neglijăm ideea de ceea ce înseamnă criza sanitară în România. Scriem, vorbim și avem în fiecare zi interviuri cu medici, interviuri cu oameni care sunt în prima linie și luptă pentru viețile oamenilor aflați în spitale, luptă pentru sănătatea unei populații atât de, să spunem, încercate psihic în ultima vreme și nu numai. Ne vedem din nou mâine la orele 17. Țineți aproape.